Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a declarat că guvernul a adoptat o hotărâre pentru zootehnie prin care se alocă resurse importante pentru creșterea performanțelor genetice, sublinind totodată că aceste sume ar trebui cheltuite până la sfârșitul anului. Citez, este o realitate că în producția vegetală lucrurile au mers mai bine nu doar la producția de bază, ci și la procesare, dar pe partea de producție zootehnică lucrurile nu au evoluat și din acest punct de vedere am venit cu o hotărâre de guvern pentru zootehnie prin care investim în genetică. Dăm posibilitatea tuturor fermierilor în anumite categorii pe care noi le considerăm importante pentru ei și pentru economie, aici mă refer la sectorul de taurine, să achiziționeze juninci cu 50% plată de la bugetul de stat pentru a investi în viitor. Este vorba de 5.000 de lei, care reprezintă 50% din costul pe care îl plătiți. Vreau să spun că și pentru această măsură, dar și pentru berbecuții care se pot achiziționa în această perioadă, tot pentru a îmbunătăți genetica, vreau să avertizez că data limită până la care se primesc dosare este de 10 noiembrie, pentru a da posibilitatea ca acești bani să fie cheltuiți până la sfârșitul anului 2014, am încheiat citatul, le-a transmis Ministrul Agriculturii fermierilor. Daniel Constantin a mai subliniat faptul că suntem în continuare un exportator de materie primă, punctând că agricultura a ajutat foarte mult la creșterea economică din 2013, când s-a exportat mai mult decât s-a importat, dar și din acest an, când statisticile indică același trend, în primele 6 luni exporturile fiind cu 300 de milioane de euro, mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.